Pentru a nu uita toate cunoștințele acumulate de-a lungul unui an școlar, Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului a decis introducerea testărilor inițiale pentru elevi. Acestea au început luni 26 septembrie și se vor încheia în aproximativ 2 săptămâni. Dacă școlarii din clasa a doua vor susține teste doar la matematică și limba și literatura română, elevii de la liceu sunt examinați chiar și la 6 materii. Rezultatele lucrărilor de evaluare nu vor fi înregistrate în catalog, dar vor fi aduse la cunoștință atât elevilor cât și părinților acestora. Proiectele sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, dar fiecare cadru didactic va realiza și valida testele, având ca reper modelele postate pe internet. Într-adevăr, anul acesta, evaluările inițiale și finale reprezintă o noutate pentru sistemul de învățământ preuniversitar. Ele reprezintă o modalitate de a ne face o impresie privind nivelul de pregătire la care se găsesc elevii la toate nivelele de învățământ, de la învățământul primar până la cel liceal. Aceste evaluări au scopul de a permite elaborarea unor planuri de remediere a unor situații mai puțin bune, au scopul de a putea să stabilească nivelul de aprofundare a anumitor cunoștințe. În clasa 1 se face doar o evaluare sumativă la sfârșitul primului semestru, iar ceilalți copii sunt evaluați la mai multe discipline, a precizat inspectorul școlar general adjunct Iulian Brezeanu. Se dau cele mai multe teste. Aceste teste au durate între 15 și 60 de minute. Ele se notează clasic, un punctaj de 90 de puncte plus 10 puncte din oficiu. Sunt evaluate și undeva până la 15 octombrie, toată această activitate de evaluare inițială trebuie finalizată, adică se va finaliza prin susținerea testelor, evaluarea acestora, discutarea în colectivele de catedră sau în comisiile metodice a rezultatelor și elaborarea unor planuri de măsuri remediale sau nu neapărat remediale, unor planuri de măsuri pentru dezvoltarea mai departe a activităților la respectiva disciplină. Modelele au caracter unitar și orientativ. Ele au fost publicate joi 15 septembrie 2011 și pot fi văzute pe site-ul http://subiecte.edu.ro/2012.